Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Dezbatem astăzi două evenimente importante care au avut loc în această săptămână. S-a deschis reprezentanța romilor pe lângă Parlamentul Europei la Strasbourg în această săptămână și de asemenea a avut loc adunarea generală a reprezentanților comunităților de rom din România. Aceste aspecte și chestiuni conexe acestor subiecte le vom dezbate astăzi cu invitații mei. Domnul Costel Bercuș, consilier afaceri europene în cadrul Partidei Romilor Pro Europa. Bine ați venit, domnule Bercuș. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ați revenit, că iată ne revedem după puțin timp de la ultima emisiune la care ați fost prezent. Și Izabela Tiberiade, coordonator relații publice în cadrul acestei reprezentanțe care a fost deschisă la Strasbourg. Bine ai venit, Izabela. Mișto vilen. Bine v-am găsit, bună ziua, mulțumesc! Stimați invitați, înainte de a începe discuția noastră pe tema reprezentanței de la Strasbourg, care tocmai a fost deschisă de curând, în această săptămână, vă invit să urmărim împreună un material realizat de colegii mei exact pe acest subiect și după aceea continuăm discuția noastră. Un eveniment important pentru minoritatea romă din România și Europa a avut loc săptămâna trecută la Strasbourg, unde s-a deschis o reprezentanță oficială menită să apere interesele și drepturile membrilor minorității rome în Europa. La inaugurare au fost prezenți liderii din conducerea organizației reprezentative a romilor, alături de europarlamentari și oficiali ai statului român. Important pentru noi să vedem că vocea comunității rome este auzită la nivel european, în relația cu instituțiile europene, dar și în relația cu Consiliul Europei, pentru că aici Strasbourg este un loc aparte unde chiar puteți acționa pe toate aceste planuri. În contextul în care consider și discutam și mai devreme că România reprezintă un model de bună practică și în sensul acesta poate exportăm o parte din exemplele pozitive la nivel european, căutând împreună, și cred că este un subiect care ne unește pe toți, să menținem pe agenda europeană problematica comunității rome. Mă refer aici la drepturi, mă refer aici la mecanisme de suport, mă refer aici la programele europene care există pentru a sprijini această comunitate extrem de importantă la nivel european. Vorbim conform statisticilor oficiale de 12 milioane de persoane. Și în sensul acesta, Europa trebuie să realizeze că are o responsabilitate comună în a se asigura, pe de o parte, că această comunitate este bine integrată, dar în același timp că această comunitate are în continuare mijloacele necesare pentru a-și păstra tradițiile și a-și păstra valorile. Și un lucru la care Europa ține și unde Europa trebuie să se exprime într-o manieră coerentă. Pentru că, da, putem să constatăm că, din nefericire, în ultimii ani, problematica comunității rome a dispărut de pe agenda europeană și cred că în sensul acesta România, printr-un efort comun, poate să readucă în atenția decidenților europeni importanța unor acțiuni coerente în acest sens, pe mai multe planuri. Pe zona de dezvoltare a oportunităților, pe zona de sprijin pentru organizațiile neguvernamentale, pe zona de sănătate, pe zona de cultură, pe zona de educație sau pe zona de combatere a sărăciei, unde sunt eforturi care sunt realizate în acest sens. Există oportunități de finanțare europene unde, dar, din păcate, ne lipsește o anumită coerență, o acțiune integrată la nivel european. Pentru că, așa cum am constatat cu toții, într-adevăr, comunitatea romă astăzi este diversă, dar, în același timp, ea este răspândită în toată Europa.
Și nu e suficient doar să acționezi într-o comunitate, trebuie să acționezi în toate comunitățile în paralel și mai ales să dezvolți mecanisme de dialog cu comunitatea romă. Practic, comunitatea romă să fie parte din decizii. Și eu înțeleg că prin deschiderea acestui birou, asta căutați. Să fiți parte din decizie, să influențați decizia, să exprimați părerea și opiniile comunității rome, în așa fel încât atunci când se creionează aceste politici europene, ele să fie rezultatul unui dialog real cu comunitatea romă. Să nu fie făcute undeva aceste politici publice, undeva deasupra, fără indicarea celor care ar trebui să fie principalii beneficiari. Și da, aveți aici persoane care sunt cunoscute și în comunitatea romă, dar dincolo de comunitatea romă sunt cunoscute pentru activismul lor, în promovarea drepturilor omului și drepturilor civile și e foarte important că v-ați construit o echipă cu expertiză foarte bună, pe care sunt convins că ne putem baza, cu care putem dialoga. Prin prisma calității mele de vicepreședinte al Parlamentului European, mă onorează cu atât mai mult să fiu într-un dialog permanent cu dumneavoastră și sunt convins că aici, la Strasbourg, indiferent de culoarea noastră politică, putem să avem un dialog constructiv pe problemele importante pentru România, dar și pentru comunitatea romă, așa că vă puteți baza pe mine. Știți deja o parte din activitățile pe care le-am desfășurat în sprijinirea comunității rome, modul în care am căutat să influențez inclusiv bugetul european în acest sens, pentru că, așa cum am spus că la început, reiterez acum pe final, există o responsabilitate comună a Europei în a sprijini comunitatea romă și în sensul acesta sper ca prin deschiderea acestui birou să readucem acest subiect extrem de important pe lista de priorități a viitoarei Comisiei Europene și a celor care au decizii importante aici la Strasbourg. Felicitări încă o dată și vă urez mult succes! Europa continuă în schimbare, este vremea să ne întoarcem la valori. Vorbeam mai devreme și cu domnul președinte. Iar faptul că dumneavoastră ați hotărât să aveți aici un birou care să aibă ca principal obiectiv respectarea valorilor europene, dar și respectarea valorilor umane. Eu îmi permit să spun numele Ministerului Afacerilor Externe că aveți un partener în Alucraș, pentru că vorbeam de promovare. Vă invit să facem acest lucru și în ceea ce privește cultura și educația, dar toate aceste lucruri se fac în echipă, cu oameni și prin educație. Iar împreună putem să investim în programe educaționale, dar programe pe viitor mi-ar dori să avem programe educaționale care să și producă efecte. Să le putem și cuantifica, dar să putem să avem și rezultate. Chiar ieri s-a dezbătut în Parlamentul European de la Strasbourg problematica sărăciei și a sărăcirii populației în general, iar noi am avut împreună cu colegii mei punct de vedere legat și paragraf distinct pentru comunitatea romă și ce fonduri pot fi alocate din axele existente tocmai pentru ca aceste comunități să fie cât mai bine dezvoltate, pentru că au nevoie de investiții, au nevoie de emancipare, dar emanciparea înseamnă acces la educație, la sănătate, la informație, inclusiv acces pentru a participa la diferite evenimente, de exemplu, în cazul tinerilor, așa cum participă toți ceilalți tineri, pentru a vedea lumea, pentru a cunoaște, pentru a învăța. Felicitări pentru că ați adus problematica romilor din România aici la Strasbourg și o faceți printr-un centru, printr-o locație pe care o dedicați romilor și acestei problematici extrem de complicate, o știm cu toții. Al doilea rând este muncă, pentru că această reprezentanță va fi utilă atât timp cât reușiți să umpleți cu conținut, cu întâlniri, cu contacte, cu propuneri și ne veți face viața grea la Parlamentul European, în sensul că ne veți căuta cu interpelări, cu propuneri și cu atât mai bine, într-adevăr, Strasbourg este locul cel mai potrivit în acest sens, pentru că aveți aici două instituții importante, plenara Parlamentului European, dar și Consiliul Europei, o instituție care
s-a plecat de mai devreme și mai aprofundat asupra drepturilor omului, drepturile minorităților, drepturile romilor și trebuie valorificat acest oraș din acest punct de vedere. Și mi-amintesc că în mandatul trecut s-au împlinit 10 ani de la adoptarea și implementarea strategiilor cadru pentru romi. A făcut comisia o evaluare, a fost o dezbatere în Parlamentul European, iar concluzia a fost următoarea. După cheltuirea a sute de milioane de euro pe parcursul unui deceniu, situația romilor din Europa nu s-a îmbunătățit, din contră, este mai proastă decât înainte. Înseamnă că noi ceva, la nivelul politicilor europene, la nivelul Uniunii Europene, n-am făcut bine. Trebuie să îmbunătățim. Și aici avem nevoie de dumneavoastră să veniți cu soluții, cu propuneri. Desigur, nu spunem că totul este rău și știm foarte bine câte programe importante cu rezultate se produc în diferitele comunități din România. Am văzut multe dintre acestea și acestea trebuie valorificate ca exemple de bună practică, arătată și altor țări membre, cum e Cehia și Ungaria și așa mai departe. Avem și noi succesele noastre care pot fi valorificate. Și a treia idee pe care aș vrea să o spun e parteneriat. Este foarte important să colaborăm. Toată deschiderea din partea mea, toată deschiderea din partea Intergrupului pentru Minorități din Parlamentul European și vă și invit de moment ce ne vom apuca de treabă să veniți, să vă prezentați, să vorbim despre prioritățile dumneavoastră, pentru că acolo pe agenda sunt diferitele minorități din toată Europa. Vin toții cu prioritățile lor, le discutăm, încercăm să-i ajutăm. E un forum bun din acest punct de vedere. Vă ofer și sprijinul Uniunii Federative Naționalităților Europene, organizația umbrela minorităților naționale pe care o conduc. Avem foarte multe proiecte cu minorități și cu minoritatea romă, recunoscând, da, minoritatea romă este într-o situație specială. Nu neapărat drepturile lingvistice sau cele legate de educație sunt cele mai importante pentru dumneavoastră, ci acestea, dar cele sociale legate de accesul la un loc de muncă, legat de birocrația privind diferitele chestii legate de evidența populației, așa mai departe. Deci e o situație mult mai complexă, dar suntem aici să vă ajutăm, să vă fim parteneri în acest sens și cum reușim să găsim împreună modalități de conlucrare la București, haideți să o facem și aici la Strasburg. Deschiderea reprezentanței romilor la Strasburg reprezintă o oportunitate și un pas firesc în dezvoltarea organizației și aduce practic o mare oportunitate aceea de a conecta educația de la nivel european prin principii și valori europene la nivel național, astfel încât tinerii să poată într-o manieră echitabilă și într-o perspectivă a egalității de șanse să fructifice oportunitățile la dispoziție pentru un trai mai bun și pentru a aduce o viață mai bună. Nu întâmplător, acest birou european de lobby și advocacy al Partidei Romilor a fost deschis în Strasburg, orașul care găzduiește Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Parlamentul European. Liderii romi au atras atenția cu acest prilej asupra situației etnicilor romi din Europa. Deși minoritatea însumează peste 12 milioane de cetățeni pe teritoriul Europei, pe fondul expansiunii curentelor extremiste, romii se confruntă cu grave încălcări de drepturi, indiferent de naționalitate. În acest sens, liderii prezenți la Strasburg au amintit că în ultimii ani problematica romă nu a constituit o prioritate în agenda politicilor europene și și-au exprimat dorința de a colabora cu autoritățile Uniunii Europene pentru a face auzită vocea romilor, pentru a deschide ușile forurilor unde se iau decizii și măsuri care îi afectează direct pe romi. Activitatea reprezentanței de la Strasburg va fi coordonată de doi activiști cu o largă experiență în domeniul legislației europene și apărării drepturilor romilor. Ne aflăm astăzi la Strasburg. E un moment important, așa cum toți colegii mei au menționat, istoric, dar în același timp nu este deschis numai pentru a
ține contact cu organizațiile europene, dar și pentru a putea aduce vocea romilor în fața europarlamentarilor și a instituțiilor europene. Vocea romilor însemnând nevoile și cazurile în care sunt încălcate drepturile acestora, nu numai în România, dar și a cetățenilor romi din celelalte state membre a Uniunii Europene. Pentru noi romii este foarte important ca problemele cu care romii se confruntă în România, în alte țări, să fie aduse pe masa decidenților, a eurodeputaților, în atenția forului legislativ, pentru ca Europa să fie mult mai aproape de romi, Europa să întoarcă către problemele romilor, să poată să susțină rezolvarea acestora în domenii precum educație, în domenii precum sănătate, asistență socială, dezvoltare comunitară și așa mai departe. Vom încerca pe cât posibil să construim un dialog constant și coerent cu eurodeputații din România, dar nu numai, vom încerca de asemenea să construim alianțe cu diferiți actori interguvernamentali și organizații non-guvernamentale. Acest pas important făcut la nivel european deschide o nouă perspectivă asupra viitoarelor politici dedicate minorității rome. Noua reprezentanță a organizației de la Strasburg dorește să contribuie la vizibilitatea problemelor romilor la nivel european, la găsirea și aplicarea unor soluții concrete pentru membrii etniei din Europa. Așadar, iată că s-a materializat, domnule Costel Bercuș, ce vorbeam în urmă cu câteva ediții ale emisiunii noastre, s-a deschis oficial această reprezentanță a romilor, pe lângă Parlamentul Europei, la Parlamentul European, la Strasburg. Cum a fost evenimentul? Povestiți-ne câteva impresii la cald, așa, venind, iată, după puțină vreme de când s-a deschis și urmărind aceste imagini de acolo pe care le-am văzut împreună. Așa cum ați văzut, un prim pas a fost făcut, un prim pas important. Deschiderea oficială a biroului și invitarea unor personalități politice de marcă care ne-au onorat cu prezența dânșilor și care ne-a încurajat cu mesajele care au fost adresate în deschiderea acestui eveniment. Isabela, care au fost primele impresii pentru tine la deschiderea acestui eveniment? Primele impresii legate de tot ce se întâmplă în acest context în care tu, iată, ești implicată ca și coordonator relații publice, deci o poziție deloc minoră. Pentru mine, într-adevăr, este o onoare având această poziție, lucrând în echipă, dar în același timp realizez că este ceva dincolo de o poziție și dincolo de un birou, e ceva mult mai important și sunt mândră că pot participa la acești pași începători, dar care vor duce undeva important. De fapt, ce vă doriți cu această reprezentanță a romilor la nivel european? Vedeți, dumneavoastră, e foarte important să subliniem câteva principii pe care Uniunea Europeană și le-a asumat. Și vorbim de un document de comunicare al Comisiei Europene, care se numește 10 Basic Principles, cele 10 principii de bază ale Comisiei Europene, iar unul dintre acestea este nimic pentru rom fără rom. E bine, tocmai acest ingredient lipsește din politica europeană. Din nefericire, am mai spus-o și o repet, romii nu mai sunt o prioritate pentru Uniunea Europeană. Sloganul acestei inițiative este Europa pentru romi, ceea ce semnifică că Europa trebuie să se reîntoarcă din toate punctele de vedere, inclusiv politic, economic, social, să-și întoarcă atenția către această comunitate, care rămâne încă o comunitate foarte vulnerabilă. Spuneau invitații pe care i-am urmărit în materialul că l-am vizionat ceva mai devreme, exact acest lucru, romii nu mai reprezintă o prioritate pentru agenda europeană și trebuie repuși pe agenda europeană. Aceasta este misiunea noastră, misiunea pe care noi ne-am asumat-o, de a construi aceste dialoguri, de a reclădi încrederea între parteneri, încrederea între faptul că romii trebuie să fie acolo unde se iau decizii despre destinul lor. Acolo unde Europa alocă atât resurse financiare, dar nu numai, în care ei se spune care sunt problemele și care sunt soluțiile. Iar romii nu trebuie să priviți numai ca o problemă a Europei. Romii reprezintă o resursă
o valoare adăugată la ceea ce fiecare societate trebuie să valorifice în efortul comun. Din punctul meu de vedere și al nostru, bineînțeles, este faptul că romii reprezintă capitalul uman de care fiecare țară europeană, care are probleme demografice și sunt foarte multe țări care se confruntă cu această problemă, este capitalul uman în care trebuie să investească. Iar noi trebuie să fim acolo tocmai pentru a pune pe agenda priorităților aceste probleme. E bine că ați menționat acest lucru, pentru că în general se vorbește despre romi ca solicitând ajutoare sociale, cerând avantaje. Isabela, tu cum vezi această idee că romii reprezintă de fapt o resursă importantă, nu numai a României, ci iată chiar a Europei? La ce să ne raportăm când ne gândim la această resursă? Ce au romii de oferit Europei? Din punctul meu de vedere, tot ce a consemnat colegul Costel este important și abia acum se conturează acest dialog între resursa romă și instituțiile sau mijloacele de comunicare care să facă acest lucru cunoscut. Dar da, suntem în acest pas cumva să mobilizăm instituțiile și să schimbăm retorica aceasta despre imaginea romilor. Iar eu, din punctul meu de vedere și din experiența mea pe drept internațional, consider că, în primul rând, dacă drepturile sunt asigurate la nivel de cetățean național și apoi cetățean european, atunci și cetățenii se vor integra mult mai ușor, devenind o resursă. Expansiunea acestui extremism care începe să, așa, ca o încrengătură să se întindă deasupra întregii Europe. Cum vezi tu, ca om tânăr și relativ recent intrat în mișcarea romă, acest aspect? În prima parte, în discursul acesta pentru biroul de la Strasbourg, s-a pus această problemă foarte clar, că trebuie cumva să ne mobilizăm pentru că nu este normal ca aceste grupuri extremiste să-și facă loc la nivel de parlament. Te sperie acest lucru? Te sperie creșterea acestui fenomen? Mă sperie, normal. Și ca individ, dar și ca un reprezentant al societății rome. Domnule Bercu și Isabela, cum veți face sau cum acest birou al romilor, această reprezentanță de la Strasbourg, va veni într-o preîntâmpinare a creșterii unor astfel de fenomene sau într-o rezolvare acolo unde este cazul? Care, de fapt, ce veți face? Cum veți acționa? Care sunt pârghiile pe care le veți acționa? În primul rând, cum aminteam la începutul discuției noastre, de unul din principiile de bază ale Comisiei Europene, nimic pentru rom fără rom. Noi vom construi aceste legături între nevoile comunității, între aceste realități în care romii trăiesc, în primul rând în România și nu în ultimul rând și în alte țări din Uniunea Europeană, și factorii decidenți. Spunea domnul vicepreședinte al Parlamentului European de faptul că romii la nivel european sunt o populație de aproximativ 12 milioane de oameni. Atunci când vorbim de o populație atât de mare și care este privată de drepturile de care colega mea Isabela le sublinia, ar trebui să ne îngrijoreze, nu numai pe romi, dar ar trebui să ne îngrijoreze pe noi toți. În primul rând pe Europa, în primul rând statele care sunt membre ale Uniunii Europene, ar trebui să facă mult mai mult decât au făcut până în prezent. Nu spunem că nu s-au făcut. Există în momentul de față politici europene și cred că Isabela o să sublinieze câteva eforturi care s-au făcut în această zonă, dedicate populației de romi. Problema de bază este implementarea acestor politici și resursele financiare care sunt puse la dispoziția comunităților de romi. Din nefericire, astăzi putem întâlni încă comunități care nu au o mică infrastructură, infrastructura minimală de care orice comunitate ar trebui să bucure. Comunitatea de romi începe acolo unde drumul sau asfaltul se termină sau acolo unde conducta de apă n-a mai fost îndeajuns să intre și în comunitatea de romi pentru că resursele financiare au fost, bineînțeles, limitate. Deci noi acest semnal trebuie să ne asigurăm că romii sunt parte din aceste programe de dezvoltare locală,
că atunci când vorbim despre rasism, despre discriminare, Europa acționează, nu doar rămâne pasivă la aceste realități, pentru că ceea ce se poate întâmpla astăzi cu romii se pot întâmpla cu alte categorii de cetățeni din Europa. Isabela, care ar fi acele politici europene despre care domnul Bercuș vorbea și ne-a spus că Isabela ne va prezenta? M-aș direcționa puțin pe un fel de reflexie la ce s-a întâmplat la acest eveniment de deschidere. Ca să ne putem concentra pe ce vom face, e important să analizăm și ce s-a întâmplat, ce s-a făcut până acum, iar eu am văzut un răspuns pozitiv cumva și dinamica discuțiilor pe parcursul șederii în Strasburg a fost foarte pozitivă și cumva am văzut că a fost un dialog foarte bine construit, iar ce am observat și mi se pare foarte important este că au subliniat această importanță de politici publice și la nivel național, dar și la nivel european. Noi, în stadiul în care suntem acum, e foarte important să ne direcționăm spre a stabili aceste puncte comune de discuție și nu neapărat să sărim foarte departe cu politicile internaționale sau naționale. Trebuie doar pas cu pas. Eu sper că vom mai veni la edițiile următoare și vom prezenta exact aceste politici în relevanță cu aplicabilitatea lor. Noi deja anticipăm următorii pași pe care trebuie să-i facem. De exemplu, eu am avut o întâlnire extrem de importantă cu Comisarul European pentru Drepturile Omului. Rezultatul acestei întâlniri a fost invitația către Comisarul European de a face o vizită în România și ca urmare a acestei vizite să putem avea un raport privind respectarea drepturilor omului în România pe care Comisarul European prin aparatul dumnealui să-l poată să-l realizeze. Acesta este un pas. Acesta ne va da o radiografie cât mai apropiată asupra dimensiunii privind respectarea drepturilor omului în România în mod general și în special în ceea ce îi privesc pe romi. Mai mult decât atât, am discutat și în dialogurile bilaterale deja cu reprezentanții în Parlamentul European, deputații din partea României și am agreat, explorăm ideea de a face un raport privind situația, statutul femeii rome și a copilului în România și posibil și în alte state. Asta plecând și am discutat aici la dumneavoastră în emisiune și de situația cazului din Leeds, Marea Britanie. Da. De fapt, asta urmărim, ca aceste programe să răspundă și nevoilor comunităților de romi, să poată să tamponeze extremismul, să nu permită ca extremismul, rasismul în anumite state, în România sau în alte state europene, să capete amploare. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fim acolo, să putem lua temperatura și să putem furniza rețete de succes, ce de funcționează și ce nu funcționează. Să răspundă, aș reveni la această afirmare mai devreme, să răspundă mai ales nevoilor comunităților de romi, nu și nevoilor, pentru că ele sunt în principal vizate. Nu plecați! Emisiunea continuă după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat! Ați amintit de statutul femeii rome și aici, Isabela, m-aș îndrepta către tine. Poate ne expui un pic perspectiva ta asupra acestui statut al femeii rome în societatea românească și de ce nu extinzând, pentru că știu că ai ceva experiență și la nivel internațional și chiar te-am urmărit pe rețelele de socializare în anumite contexte în care ai avut niște discursuri penetrante și chiar emoționante în anumită măsură. Deci, având în vedere această experiență ta, explică-ne puțin care este, cum vezi tu statutul femeii rome în societatea românească și la nivel european. Da, mulțumesc pentru aprecieri și pentru întrebarea aceasta. M-aș gândi un pic, fiind complexă și fiind puțin subiectivă, mai ales că eu personal vin dintr-o comunitate tradițională,
Primii pași de dezvoltare, păi, ne formăm acolo, în comunitate, eu ca femeie, ca om, dar nu m-am raportat foarte mult la exteriorul comunității, decât abia după ce am pășit spre pașii academici, dar cred că încă avem foarte multe, foarte multe bariere de înfruntat la nivel, la nivel național. Și eu mă inspir foarte mult din mișcările adevărat feministe din România, cum ar fi idei preluate de la Nicoleta Bițu sau organizații chiar active pe acest subiect, cum este Eromnea sau altele de la nivel internațional. Și încă, îmi pare rău să zic asta, dar încă este un subiect de explorat. Te respecti niște valori ale acelei comunități tradiționale? Încerc să le respecti. Da. Și apoi este cum conflictul sau clivajul care apare atunci când intri în societatea mainstream, să zici, să zicem, unde raporturile sunt altele. Aș lega un pic, dacă e posibil, și suntem cumva la finalul discuției noastre, această organizare a romilor atât la nivel intern cât și la nivel internațional. Faptul că în această săptămână a avut loc adunarea generală a reprezentanților comunităților de rom din România, are relevanță sau are, vedeți vreo legătură sau are vreo conotație în munca pe care o depuneți dumneavoastră la acest birou de la Strasburg? Evident. În primul și în primul rând salut prezența tuturor delegațiilor la această adunare, pentru că este foarte important să semnalăm faptul că romii sunt uniți. În felul nostru, în diversitate suntem uniți. Faptul că nu suntem toți la fel, și nu trebuie să avem toți aceeași idee, faptul că îmbrățișăm anumite idei, și cred că despre asta a fost într-o oarecare măsură, să sărbătorim unitatea prin diversitate, poate nu neapărat că reprezintă un slogan, dar m-am bucurat să revăd oameni pe care i-am cunoscut cu mulți ani în urmă, că încă sunt pe baricade și pun umărul la acest efort al organizației. Avem alături de noi pe Cristiana, și mă bucur că sunt tineri care vin alături de noi, pentru că și noi avem nevoie de forțe proaspete. Avem nevoie de forțe proaspete, de energie, avem nevoie să învățăm și noi de la generația tânără, cum și noi la rândul nostru poate am contribuit la cei de dinaintea noastră. Nu neapărat că noi ne considerăm bătrâni, dar bătrâni poate din prisma experienței, că avem totuși o experiență destul de solidă sau diversă din acest punct de vedere. Deci Cristiana și Izabela sunt cele două, ca să zic așa, membre mai tinere ale echipei noastre, și sigur așteptăm și alți colegi, colege care să vină alături de noi. Vă mulțumesc că am ajuns la finalul discuției noastre. Vă doresc mult succes. Poate că mai era ceva de spus, dacă doriți neapărat, dar cred că am spus ce trebuia. Am semnalat, am menționat faptul că s-a deschis acest centru care va lucra. Ne-ați spus un pic despre ce este vorba, puțin. Am văzut și acel material. Mult succes vă doresc în continuare și vă așteptăm la următoarele ediții cu noi informații despre noi întâlniri pe care le-ați avut și despre politicile europene pe care ați încercat și ați reușit să le influențați spre beneficiul romilor din România și din întreaga Europa. Mulțumim foarte mult. Să aveți toată încrederea că ceea ce facem la Strasburg, facem pentru binele neamului nostru, pentru noi, pentru toate comunitățile care au nevoie de suportul Europei. Sunt convins că așa va fi. Încă o dată, mult succes! Dragi prieteni, ne rămânem în continuare pentru a urmări un material, un nou material. În această săptămână, mai mulți membri ai romilor au depus jurământul de consilier sau de primar sau alte poziții în diversele comunități, în diversele primării din țară. Urmărim un material acum care l-are în prim plan pe domnul Alexandru Racoltă, primul primar de etnie romă din Covasna. Este un domn care de multă vreme luptă pentru drepturile romilor, a fost consilier într-o primărie și acum este primar. Urmărim imaginile și revenim pentru finalul acestei emisiuni.
Alexandru Racoltă, președintele Asociației Partida Romilor din județul Covasna, a fost validat ca primar al comunei Belin. Evenimentul depunerii jurământului de către noul edil, împreună cu cei 13 consilieri locali, a avut loc în prezența reprezentantului instituției prefectului, a reprezentanților Partidei Romilor, dar și a unor personalități locale. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Belin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mă bucur, pe de-o parte este și o onoare, dar în același timp mă bucur că particip la această depunere de jurământ a unui primar de etnie romă. De ce spun că sunt bucuros și eu mă simt onorat? Pentru că deja este o încununare a succeselor, a activităților pe care le-a avut atât domnul Racoltă, cât și echipa dânsului, toți din județul Covasna, în ultimii, hai să spunem, chiar 12 ani putem să punem. Hai să fim așa, să zicem 10 ani, în ultimii 10 ani este, a avut o activitate prodigioasă, chiar aș spune. Și în primul rând în slujba comunității. Aici în comună majoritar sunt romi. Dar evident că o pondere destul de importantă sunt și cei din etnia maghiară. Până acum știm foarte bine, în Covasna, majoritatea primăriilor au fost și sunt conduse de etnici maghiari. Și aici, până în acest moment, a fost condus evident de un maghiar. Din momentul de față, cum spuneam, este un etnic rom, care va avea o responsabilitate foarte mare. Ce fel de, să zicem, preocupări au? Cu ce se ocupă cei de aici? Agricultura am văzut în mare parte. Foarte mulți agricultură, da. Sunt destul de multe persoane care au plecat în străinătate și au revenit foarte mulți și au început să-și deschidă afaceri, ceea ce este foarte bine pentru comunitate și pentru comuna Belin, pentru că știm foarte bine că acesta aduce până la urmă bugetul primăriei către o dezvoltare pe ansamblu. Aici trebuie să vedem și sperăm noi că vom avea suportul în primul rând a Consiliului Județean. Consiliul Județean știm foarte bine că este condus de un etnic maghiar. Este, zic eu că, benefic, să spunem, pentru județ și pentru comuna respectivă. Sperăm noi că va fi benefică această conlucrare între Consiliul Județean și Primăria Belin. A fost o ceremonie frumoasă, a fost multă lume, sunteți primarul comunei Belin. Într-adevăr, în primul rând, am ajuns și timpul ăsta să fiu primarul comunei Belin. Pentru mine e un lucru extraordinar și o împlinire sufletească, mai mult de atâta, din nou, un pas în față ca să muncim mai corect și mai bine. Câtă muncă este în spatele a ceea ce ați reușit? Ați lucrat peste 20 de ani în administrația publică. Deci eu sunt de 20 de ani ca și consilier în comuna Belin. Într-adevăr, e o muncă colosală, depinde și de structurile, din cine, ce partide sunt alcătuit Consiliul. Au fost și realizări, au fost și nerealizări, au fost și hotărâri de Consiliu care a fost și în favoarea comunității rome din Belin, au fost și hotărâri care n-au ieșit bine, care m-am luptat tot timpul și am zis trebuie să facem ceva să reușim. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de rezolvat. E o muncă colosală. Câștigul nu e numai al meu ca persoană,
e câștigul echipei care am avut-o în spatele meu. Da, acesta este un adevărat succes pentru tot ce înseamnă Partida Romilor la nivel național și mai ales pentru romii din județul Covasna. În spatele acestui eveniment, asta este doar una din roadele pe care le culegem. În decursul cel puțin al ultimilor 4 ani, vă spun asta pentru că m-am ocupat îndeaproape ca membru al organizației Tineret. Am venit aici și am făcut o serie de evenimente la nivelul județului Covasna, cu precădere în localitatea Belin. Și în momentul de față, uite că persoana care le-a dat mereu ascultare romilor din comunitate, dar nu doar romilor, și tuturor cetățenilor din localitate, acum a cules și roadele. Să simt diferențe mari între etnicii romi și etnicii maghiari? Totuși, din punct de vedere financiar? Totuși da, pentru că dacă vrem să vedem și istoric, coetnicii noștri pleacă cu un mare decalaj față de etnicii maghiari, pentru că, cum bine știți, noi am avut cea mai lungă perioadă de sclavie, iar etnicii maghiari totuși au fost un imperiu cuceritor. Ei vin din spate cu trecutul Imperiului Austro-Ungar și aici, în zona aceasta, ei întotdeauna au fost niște oameni bogați. Pe unde te prind, prin Transilvania, tot vezi castele sau rezidențe de ale lor, care au rămas, sunt emblematice pentru regiunea asta, dar cu toții suntem cetățeni ai României și suntem responsabili pentru oamenii din localitățile din Transilvania. Din punctul tău de vedere, se va reduce acest decalaj odată cu depunerea jurământului de către domnul Alexandru Acoltă? Da, este un pas foarte important, pentru că chiar și înainte domnul Alexandru Acoltă, din poziția de consilier local, aici la nivelul comunității din Belin, el având o experiență vastă în administrația publică, putea să pună pe masa decidenților atât local cât și județeni, iar mai departe, dacă erau probleme mai grave, în momentul de față se vor rezolva mult mai multe probleme pentru toți cetățenii localității Belin și știm foarte bine lucrul acesta, că domnul Alexandru Racoltă este un om care vine din rândul comunității și el a trăit în aceasta, a crescut în această comunitate și vrea să le fie cât mai bine, dar totuși avem și promisiunea lui că nu va uita de restul coetnicilor din Covasna, iar dânsul în spate are o echipă foarte bine pregătită, care oricând îi vine în ajutor și pot să facă echipe de lucru mixte în tot județul ca să acopere cât mai bine activitatea Partidei Romilor. Neasandu, așa cum îi spunem noi, a fost, este și probabil va rămâne un om implicat în comunitatea din Belin, drept pentru care după 16 ani de muncă, iată că se văd roadele, iată încă o dată se demonstrează faptul că doar prin perseverență, prin muncă asiduă, timp de mai mulți ani de zile, planurile tale pot ajunge la un final fericit. Îl felicit din suflet pe domnul Sandu, pentru că a reușit să convingă comunitatea din Comuna Belin că este alegerea potrivită pentru un primar, este alegerea optimă pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea Comunei Belin, atât din punct de vedere al educației, cât și din punct de vedere social, religios și din punct de vedere al infrastructurii. Am venit astăzi alături de colegii mei din județul Brașov, cu bucurie, cu dăruire, am venit să ajutăm, am venit să punem umărul în ceea ce înseamnă proiectele unui Sandu pe viitor. Îl felicit încă o dată și ne rugăm la Dumnezeu să-i dea sănătate, în așa fel încât toate planurile pe care le are acum să discutăm despre ele peste 4 ani bucuroși. Mă animă un sentiment de mândrie. Câștigă un mandat într-o comunitate majoritară maghiară, ca urmare a unei îndelungi activități politice care, cum îl cunosc eu pe domnul primar, este de peste 20 de ani. Acest rezultat din 2024 este ca urmare a muncii continue pe care domnul Racolta a avut-o, a interesului pe care l-a dat în cadrul Consiliului Local, a muncii pe care a făcut-o și faptul că el a înțeles care sunt nevoile acestei comunități. În timp de 20 de ani el a încercat ca într-adevăr să aducă în cadrul Consiliului Local aceste probleme și de foarte multe ori a reușit ca să câștige încrederea prin faptul că a reușit să rezolve foarte multe probleme. În 2020, îmi amintesc că discutam cu domnul Racolta ca să-și depună candidatura pentru funcția de primar, pentru că eu consideram că este ok, dar mi-a zis Petric că încă nu este momentul, mai stăm încă 4 ani și peste 4 ani, iată, în 2024, așa cum a promis, el a câștigat mandatul, a fost conștient. Nu era timpul lui, dar timpul lui a sosit în 2024. Cred că este o mare responsabilitate, cred că el este un om foarte serios și își va duce mandatul la final cu niște rezultate deosebite.
Noi, toți colegii lui din zona de centru, o să încercăm să fim lângă el și oricând are nevoie ca să-l susținem, să-l ajutăm, o să fim lângă el. Pentru că acum mai mult ca oricând are nevoie de foarte multă susținere, atât politică și din toate punctele de vedere, pentru că programul pe care el și l-a propus trebuie neapărat susținut. Pentru că 2024, 2000, deci acest mandat va trece foarte repede, va veni în 2028, în care atunci va trebui să revină din nou în fața alegătorilor și atunci va trebui, într-adevăr, să răspundă față de angajamentele pe care și le-a avut. Dumnezeu să-l ajute ca, într-adevăr, să-și atingă toate obiectivele, să aibă sănătate și să fie acest mandat un mare succes la nivelul județului Covasna și la nivel național. Am plecat de la ceremonia depunerii jurământului, făcând o radiografie a locurilor. Am văzut case arătoase și gospodării sănătoase, atât ale etnicilor romi, cât și ale etnicilor maghiari. Desigur, este loc de mai bine și ne punem mari speranțe ca peste 4 ani, la sfârșitul mandatului de primar, să vă putem arăta imagini și mai frumoase. Dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sper că ați aflat informații interesante și folositoare pentru dumneavoastră, pentru unii dintre noastre, din această lume a romilor, o lume fascinantă, credeți-mă. Ne vedem data viitoare. Toate cele bune! Lola